Deci fac un scurt material video, foarte scurt, pentru Relic 07, care mă întreba pe forum, pe MyGarage, cât de silențioasă e carcasa pe care o am eu de la Inwin. Nu știu dacă se observă acum, dacă se aude. Eu am setat camera asta, e o cameră HD. Am setat microfoanele, pentru care mai multe probabil, să înregistreze 5.1 la cea mai înaltă calitate. Cred că se aude mai repede zgomotul de afară, pentru că am ușa la balcon deschis, zgomotul de afară, cred că se aud mai repede, nu știu, se aude vântul sau vrăbiuțele, decât ventilatoarele de la carcasa mea. Carcasa e asta. Da? Are trei ventilatoare a mea. Eu n-am mai pus alte ventilatoare. Are unul aici în față pentru harddiscuri. Mai are unul deasupra și încă unul în spate, nu știu. Asta. Nu știu dacă se poate face diferență sau dacă voi auziți, o să văd video după ce îl filmez. Dacă se aude zgomotul de fund de la carcasă, de la ventilatoare, încă o dată zic, mi se pare că, deci eu am trei ventilatoarele ei, mai am sursa, care e tot o sursă Inwin, și tot așa ventilator, deci patru ventilatoare, mai am coolerul de la placa video și coolerul de pe procesor, care e un cooler box și ăla. În total am 6 ventilatoare pe carcasa asta și mie personal nu mi se pare să fie deloc gălăgioasă, absolut deloc gălăgioasă. Deci, nu știu dacă ați putea să faceți o comparație între cum se aude carcasa. Să încerc să apropii. Aici probabil că mai mult se aude vântul pe care îl face ventilatorul de admisie de la harddiscuri. Se aude ceva afară? Dai cineva ceva cu un flex undeva departe și se aude. Deci, nu știu, să faceți doar o comparație între cum se aude carcasa, cum se aud ventilatoarele de pe carcasă și cum se aude zgomotul de fund. Și cam asta e, nu știu, un nivel de zgomot, să zic, la mine în casă, un nivel de zgomot normal. Să arăt imediat. Cam așa e. Cam asta e carcasa de la carcasa Inwin. O găsiți și pe PC Garage. Am văzut că momentan nu e în stoc, dar nu știu, puteți să sunați și voi sau pot să sun tu Relic. Să sun să întreb despre ea. Mie mi se pare o carcasă, deci nu o cutie, o carcasă. Că în general se găsesc cutii. Asta e o carcasă. Baftă la cumpărături.